8:33. 3200 de euro sunt banii de la Dublu sau Nimic în această dimineață. Eu sper să-i dăm. Acum, nu știu ce să zic. Pe mine nu mă întrebe, a? Păi mai tu bine știu nu că nu vrei să dai bani. Nu, Vlad e cel eu care nu vrea să dea bani niciodată. Necaz mare banii, nu. Ții cu casa acum. Banii ne-aduc fericirea, da. Teodor din Cluj e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Teodor! Ce faci? Uite, așteptam concursul. Unde ești? În Cluj. Da, bine. Ești în trafic, ești în furtună, ești nu acasă. Afară. Nu, la serviciu, dar afară. Asta e. Ești matematician cumva? Nu, mulțumesc. Era o anecdotă cu matematicianul, știi, care, mă rog, e un domn cu un balon, se rătăcește, ajunge deasupra unui câmp, vede pe cineva jos și strigă, unde sunt? Și ăsta se uită la el, zice, în balon. A, și dumneata ești matematician. De ce faci ăla de jos? Pentru că ai dat un răspuns foarte precis și care nu-mi servește la nimic. Teodor! Da. Emoții? O grămadă. Să știi că noi avem emoții, adică lasă-ne pe noi să avem emoții în dimineața asta. Eu am emoții că vreau să dau banii, știi? Vlad are emoții că dacă dăm banii, ce ne facem? E un pic... Da, ne completăm în felul acesta. Eu sper ca tu să n-ai emoții și să mergi până la capăt. Te mai ajută vreun coleg acolo afară? Nu, că am ieșit ca să te audă mai bine. Am înțeles. Bine. Păi fii atent. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Întotdeauna jocul e condus de tine, să știi, adică te poți opri oricând și să spui gata, rămân cu banii câștigați până acum și chiar asta o să facem, o să-ți trimitem banii câștigați până în momentul respectiv sau dublezi de atunci când consider că poți merge mai departe și banii ar putea ajunge toți la tine dacă nu greșești sau, știu eu, nu dai răspunsul în cele 8 secunde, da? Da. Am fost clar sau am intrat în detalii prea mult azi? Foarte, foarte clar. Da, foarte clar. Bine, Teodor... Ce să zic? Multă baftă! Mulțumesc! Să ne spui, da? Când ești gata, începem! Sunt pregătit! 400 de euro! Ne prinde Luca azi că am luat întrebările la simple. Nu ne spală nicio apă. Teodor, care este singurul oraș din lume întins pe două continente? Nu știu. Cred. Vai de mine și de mine. Aoleo, mâine începem de la 500. Am bun, cred, nu știu. Haide, dom'le, care e singurul... Ia gândește-te. E și aproape și da. Sigur ai fost în vizită. 400 de... Istanbul, nu. Iată, Istanbul, corect, Istanbul, Europa și Asia. Sâmbătoarea... Da, nu mi-a venit în 9 secunde. Of. Hai mă, Teodor, mă. Ce ne faci, mă, Teodor? Da, dacă tu oftezi așa, nu știi ce vesele, Vlad, că n-am dat bani. Da. Mă glumim, am fi vrut să dăm banii astăzi. Vreau să dea mâine 4.000. Da, mâine 4.000 de euro. Hai, dar ce întrebări să punem, of, Teodor? Ce întrebări? Zi tu o întrebare. Ce ai fi... Care ar fi fost... Zi-mi o întrebare așa care ți-ar fi plăcut. O întrebare care mi-ar fi plăcut mie? Da. Ce oraș din tot ce se cheamă Istanbul? Of, Teodor, asta a fost de la emoții, cred. Da, de la emoții știam, mi-am venit după, dar da, prea târziu. Ai fost în Istanbul? Nu am fost niciodată, nu. Să mergi. E de vizitat. Cât mai poți. Cât mai, da, cât se mai poate, nu cât mai poți tu. Da, cât se mai poate. Bine, Teodor, mulțumim, numai bine. Salutări prietenilor tăi și colegilor. Să le spui că ai fost la dublu sau nimic și ai avut ghinion. Mâine, Vlad, plecăm de la 500 de euro. Da, mă. Ajungem la 1000. După aia la 2000 și după aia la 4000 de euro. N-am mai fost niciodată de mult în situația asta. Da, în sezonul ăsta n-am fost oricum. Dar vă reamintesc faptul că am reușit să dăm de câteva ori 4000 de euro. Am dat banii ăștia. Cineva a avut curajul să meargă de fiecare dată mai departe, s-a concentrat puțin și a ajuns să ia 4000 de euro. E adevărat că în cele mai multe dintre cazuri ajutat de colegi, că așa a fost. Cei care au câștigat erau în general la birou. Da, poate cu atât bucuria mai mare. Îți dai seama, acum un ascultător, Europa FM, ne ascultă și zice, aoleo, cât o lungesc ăștia, frate, bine, hai, ce mare concurs. Și zice, mă, dacă trimit eu un SMS mâine, mă, că nu mă nimerește pe mine.
Bă, n-ai de unde să știi. Te costă ceva? Nu, că ai de-aia nelimitat SMS-uri mii. Bine, mai hai să trimit ce întrebări sunt. Astea sunt întrebări, nu se poate. Sunt prea simple. Bă, dar dacă mă sună? Mai știi? Mai știi? Și poate că mâine intră în direct un ascultător care era astăzi... Sau ia acum, mai știi, așa. Să încerc și eu, poate cine știe. Și mâine îl întrebăm, ce oraș din Turcia, numit Istanbul, se află... La Constantinopol. Da. Bine, vedem asta mâine. Vă reamintesc faptul că în orice moment al zilei vă puteți înscrie pe europafm.ro. Există o secțiune a concursului Dublu sau Nimic acolo. Dacă răspundeți la întrebările... care sunt exact ca în cadrul concursului nostru de la radio, puteți câștiga în fiecare weekend 100 de euro. Toader Pom se ocupă de treaba asta, dar vă puteți înscrie pentru concursul zilnic din deșteptarea și acolo. Înscrierile de acolo participă în fiecare zi la tragerea la sorți și nu știți cum, poate aveți noroc. Acolo vă puteți înscrie oricând, 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 și la noapte dacă vă treziți, să mergeți să beți un pahar cu apă și vreți să dați un să intrați pe site-ul nostru pe europafm.ro, puteți face și vă puteți înscrie. Da, apropo de site, domnul Zafiu mi-a arătat codul pentru iPhone-ul 10. Să nu-l spui. Nu-l spun, dar eram și eu curios. Doamne, mare că jumătate de ecran. Da, e jumătate de ecran. Eu credeam că este un cuvânt în interiorul unui text, că te pune să citești, că nu știu ce. Nu, doamne, este dita mai... E și poză cu telefonul, da. Cu iPhone 10. Deci e simplu. Și scrie, câștigă noul iPhone 10 în deșteptarea. iPhone X, mă rog, dacă vreți să... Nu, nu așa. Stai, dacă nu vă plac cifrele române. Mă ocup eu de următorul concurs, stai să vezi. Da? Codul de astăzi, 21-a noua, este... Înscrieți-vă în concurs, e foarte simplu. Eu vreau să pun câte un cuvânt pe 7 pagini diferite în text, subliniat cu o liniuță ondulată și din el se fac o frază pe care da, dacă roz. O trimiți, da. Cam așa se face. Bine, astăzi am zis că facem o excepție și o să spunem una din pagine, că poți găsi codul acesta în mai multe pagini de pe site-ul nostru. Trebuie doar să cauți puțin, îți iau un minut sau două și găsești codul. Trebuie să ai ghinion să nu-l găsești. Așa? Dar azi o să, uite, în intervenția următoare o să vă spunem care e una dintre paginile unde găsiți codul de astăzi, după care trebuie doar să puneți mâna pe telefon, să trimiteți un SMS la 1769, tarif normal, adică nu e extra tarif, 1769, scrieți deșteptarea și codul respectiv. Și habar n-avem, nu știu, poate luni dimineață, prin tragere la sorți, vă sunăm și vă spune, domnule, tocmai ce ai câștigat un iPhone 10 la Europa FM în deșteptarea. E, cum ar fi? Frumos!